Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Împărăteasa Kai, episodul 10. De când a apărut Sung Nain în apropierea împăratului, slujnica a cărei nume împăratul nu îl întreabă niciodată, acesta simte că poate respira în acel loc numit Palatul Imperial, unde ajunsese să se simtă sufocat. Când aude numele lui, el tremură, iar intențiile tot mai evidente ale noii sale soții, tot mai insistente, îl fac să se simtă frustrat, ca și cum ar fi devenit un simplu obiect de joacă pentru toată lumea. Și dacă adăugăm și planurile împărătesei mamă, care îi aduce sub nas o concubină din Goryeo și abia o scapă din mâinile împărătesei sub pretextul că poartă în pântece moștenitorul imperial. Înțelegem de ce presiunea care apasă asupra împăratului îl face să se simtă sufocat. Cu toate acestea, privirea noii slujnice, care seamănă izbitor cu Sung Nian, are un efect neașteptat asupra sa. Împreună cu eunucul său însoțitor, cei doi pun la cale transferarea acesteia din pavilionul femeilor în pavilionul imperial, unde trebuia să-l slujească direct pe împărat. Togon nu ratează nicio oportunitate de a o provoca pe noua lui jucărie, Sung Nian, forțând-o să râdă prin autoritatea sa, cerându-i să-i spele picioarele sau să-i facă vânt cu evantaiul. Nimic nu reușește să o impresioneze pe Sung Nian, care își dorește doar să se întoarcă în pavilionul femeilor. În tot acest timp, la hotarul Imperiului, planurile puse la cale de regele detronat al Goryeo împreună cu oamenii săi trebuie să dea roade. A venit noaptea în care Batolu, temutul conducător turc care teroriza tabăra celor din Yuan, trebuia să plătească cu capul. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.